Catinca Roman a mărturisit că preferă să nu dezvăluie cum o să o amintească pe mama ei de Crăciun, însă nu o să aibă loc un eveniment organizat. Aceasta a păstrat numeroase fotografii, dar și obiecte, în amintirea mioarei Roman. Este un lucru extrem de personal. O să rămână în permanență în sufletul meu, însă aceste lucruri sunt foarte intime. Dacă te gândești la vreun ritual sau vreun eveniment organizat, atunci nu. Cred că genul acesta de suferințe este important să le țin private. Am multe fotografii, dar și câteva obiecte prin casă care mă amintesc de ea în fiecare zi. Eu niciodată nu am fost, oricum, mare fan sărbători, însă petrec timp cu fiica mea, dar și cu prietenii vechi și apropiați. Catinca Roman are o relație specială cu fiica ei, Călina. Aceasta mărturisit că totul stă în comunicare, aceasta fiind cheia succesului. Ea ne-a dezvăluit și ce a învățat de la mama ei, mioara Roman, pentru a aplica în creșterea fetei. Avem o relație foarte bună, apropiată. Avem încredere una în cealaltă și comunicăm. Ne mai ciondănim, ne împăcăm, dar mereu ne spunem ce avem pe suflet. Am încercat să o învăț să fie independentă, pe picioarele ei și să nu facă compromisuri de care să-i pară rău. Nere sfatul pe care l-a preluat de la mama ei și l-a folosit în creșterea fiicei sale. Mama m-a învățat pe mine asta. Dar și pe ea. Ele au avut o relație specială. Dacă doriți să sprijiniți canalul, vă rog să folosiți linkul de Revolut din descriere pentru a putea dona orice sumă doriți. De asemenea, aveți abonamentul disponibil pe acest canal și puteți să-l activați pe cel pe care îl doriți. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.